Nicolae Nosov. Habar n-am în orașul soarelui. Capitolul 31. Întâlnirea cu vrăjitorul. Ajunsă la hotel, pe țintișoară o apucară regretele că n-a rămas cu Habar n-am și pestrițu. Cine știe ce pozne fac acolo fără mine. Să nu li se întâmple ceva, își spuse țintișoara. Îi era urât fără ei. Deschise televizorul ca să se înveselească puțin. Pe ecran apăru un plichindel savant cu ochelari, care ținu o cuvântare lungă și plicticoasă despre plichindeii vânturatici. Altceva mai bun n-au găsit să transmită, spuse țintișoara cu voce tare. Închise televizorul, începu să măsoare camera în lung și în lat, uitându-se mereu la ceas. Mă duc după ei, la grădina zoologică, spuse ea la capătul răbdării, dar renunță în clipa următoare. Cum să intru? Nu pot sări gardul. Asta în niciun caz. Lasă, că se întorc ei. Îi învăț eu minte. Auzi, să mă pună pe jaratic. Timpul trecea, dar Habar n-am și pestrițu tot nu se arătau. Țintișoara nu mai știa ce să creadă. Îi veneau în minte tot felul de grozăvii în legătură cu ei. Își închipui la un moment dat că paznicul i-a prins și i-a dus la poliție. Cu fiecare minut ce trecea, spaima ei creștea. Nu-și mai găsea locul de neliniștită ce era, se făcu miezul nopții, orologiul bătu ora 12. E clar, mi s-a întâmplat ceva, spuse țintișoara, gata să o pornească spre grădina zoologică. În momentul acela ușa se deschise și apărură în prag Habar n-am și pestrițu. Amândoi aveau părul ciufulit, iar în ochi o strălucire sălbatică. Pestrițul avea nasul zgâriat, iar pe față era mai murdar ca de obicei. Ce poz n-ai mai făcut? Habar n-am, îl întâmpină supărată țintișoara. Unde ați stat până acum? Stai liniștită, țintișoara, răspunse Habar n-am. Totul o să fie bine, o să vezi. Dar până una alta nu te supăra pe mine. I-am dat drumul leului. Care leu? Se sperie țintișoara. Leul din cușcă. Am nimerit din greșeală în cușca lui. Țintișoara se uită îngrozită la el. Multe mai trebuie să pătimezi din cauza ta. Începuia să strige la Habar n-am. Ai făcut tot felul de scamatorii cu măgarii, acum l-ai luat în primire pe leu. Cum o să se termine toate astea? Nu te mai frământa atâta, țintișoara. Totul o să se termine cu bine. Mâine dimineață mă duc și repar totul. O să fie lumină, n-am cum să mă rătăcesc. O să îndrept lucrurile, o să vezi. Fii pe pace. Vezi să nu le îndrepți. Mai bine ai lăsat totul baltă. Dacă vrei să știi, mă bucur grozav că ai rămas fără bagheta magică. Dacă ai avea-o, cine știe? Poate ai deslănțui un cutremur. Mâine plecăm acasă și cu asta basta. Nu mai stau aici nici măcar o clipă. Cu ce o să pleci, mă rog? Vezi că nu ți-am spus chiar totul. Ce s-a mai întâmplat? Întrebă speriată țintișoara. Ne-am furat automobilul. Asta ne mai lipsea, exclamă țintișoara. Cu ce o să ajungem acasă? Asta încerc să-ți spun. Avem bagheta, avem și automobilul, nu avem nici automobilul. Dimineața următoare, țintișoara se sculă de vreme. Ca de obicei, se duse să-l trezească pe Habar n-am, dar patul era gol. Pestrițu încă mai dormea. Încercă să-l trezească. Ce se întâmplă, pestrițule? Unde-i Habar n-am? Păi unde-i? Nu-i în patul lui? Întrebă somnoros pestrițu. Dacă ar fi, n-aș întreba. Înseamnă că e la grădina zoologică, spuse pestrițu. Hai, scoală-te, îmbracă-te, mergem și noi, spuse țintișoara. Unde? La grădina zoologică, unde altundeva? Mi-e frică de leu. Asta e bună. Leul o fi de mult în cușcă. Peste o jumătate de oră, țintișoara și pestrițu se aflau la intrarea în grădina zoologică. Fără să stea mult pe gânduri, intrară pe poartă și o luară înainte pe potecă. Pestrițu mergea în spatele țintișoarei și se uita speriat în jur. I se părea că acuși sare leul de undeva și se repede la el. Zărirea de departe cușca maimuței și pe Habar n-am într-un colț al ei, sprijinit de gratii. În cușcă o zăriră pe îngrijitoare cu mătura în mână. Țintișoara se apropie de Habar n-am și îl bătu pe umăr. Ce faci aici? Îl întrebă ea.
Mai încet, zise Habarnam agitându-și mâinile. Bagheta magică e aici, o vezi? E jos, exact unde a aruncat-o maimuța ieri. Îngrijitoarea dă cu mătura și poate că o aruncă afară din cușcă. O luăm și totul o să fie în regulă. Între timp, îngrijitoarea termină de măturat, adună gunoiul într-o căldare, ridică bagheta și o a zvârli peste gunoi. Nu-i nimic, o liniști Habarnam pe țintișoara, o să ne luăm după ea să vedem unde aruncă gunoiul. Îngrijitoarea nu duse nicăieri gunoiul și se apucă să măture în cușca de alături. Așa trecu de la o cușcă la alta, iar căldarea se umplu cu gunoi cât pe ce să dea pe din afară. Termină în sfârșit curățenia și deșertă căldarea în lada de gunoi aflată în spatele cuștilor, lângă gard. Habarnam o pândi până văzu că se îndepărtează. Pe urmă le spuse prietenilor lui, rămâneți aici și dați-mi de știre dacă vine cineva. Pe urmă alergă la lada de gunoi, deschise capacul și sări înăuntru. O vreme din ladă se auzi un fornăit și un gâfâit surd. De sub capac se ivi în sfârșit capul lui Habarnam. Uite-o, e chiar ea, bagheta fermecată, spuse el zâmbind triumfător. Țintișoara sări în sus de bucurie. Bravo, spuse ea bătându-și urel din palme. Habarnam sări din ladă și porni pe alee, ținând cu grijă în mână bagheta magică. O să o păzesc ca pe ochii din cap, spuse el, să poftească să nu mai ia cineva. În urma lui, pășind unul lângă altul, țintișoara și pestrițul se țineau de mână cu fețele luminate de zâmbet. Acum putem merge la circ să-l salvăm pe Foiță, spuse țintișoara. Da, chiar așa, am uitat de Foiță, exclamă el, la circ cu noi, să ne grăbim. Se întoarse și porni în goană spre ieșire. Țintișoara și pestrițul abia se putură ține după el. Peste 5 minute se aflau toți trei într-un taxi tărcat cu butoane. Habarnam apăsă butonul sub care scria circ și mașina o porni ca vântul prin oraș. Nu apucară să se uite în jur că se și pomeniră la circ. Văzură câțiva acrobați în arenă care făceau salturi și tumbe. Se pregăteau probabil pentru reprezentația din seara aceea. Habarnam și pestrițu ardeau de curiozitate să-i vadă ce fac, dar țintișoara le spuse... Doar n-am venit pentru asta. O să ne uităm pe urmă. Fie, pe urmă, acceptă Habarnam. Trecură printre șirurile de scaune, intrară prin ușa destinată artiștilor și ajunseră în clădirea administrației, care nu era altceva decât un graj lung cu ciment pe jos. De-a lungul pereților se înșirau cuști cu animale de tot felul. Într-una dintre ele stătea un leu. Aoleo, leul, iarăși! Spuse speriat pestrițul, cine știe ce comedie o să mai iasă. La capătul clădirii se aflau grajdurile cailor, se apropiară de ele și văzură câțiva cai și un măgar printre ei. Stătea într-un grajd micuț, cu căpăstru legat de o vergea, bătută în perete, măgarul întoarse capul și aruncă lui Habarnam o privire tristă. El e, spuse în șoaptă Habarnam, îl recunosc. Cu frica în sân să nu primească vreo câteva de la Foiță ca răsplată pentru cât rău îi făcuse, Habarnam se dădu mult înapoi ca să poată fugi la nevoie și scutură bagheta. Vreau ca măgarul să se prefacă în Foiță, spuse el încet. Nu se întâmplă însă nimic. Habarnam încercă a doua oară spunând mai tare, vreau ca măgarul acesta să se transforme înapoi în Foiță. Nici de data asta nu se întâmplă nimic. Asta ce mai fi? Se neliniști el. Și prinse a scutura bagheta cât putu de tare, rostind în gura mare cuvintele vrăjite. Degeaba. Măgarul rămase măgar, încăpățânându-se să nu se transforme în foiță. Apăru paznicul circului. Ce faceți aici? Întrebă el. Habarnam se fâstăci, neștiind ce să spună, dar îi sări în ajutor pestrițul. Am venit să vedem reprezentația, spuse el. Veniți seara pentru reprezentație. Paznicul îi pofti afară și închise ușa în urma lor. Ce-o avea bagheta asta? Se întrebă nedumerit Habarnam. Să mai încerc o dată. O scutură din nou și spuse, vreau 2 porții de înghețată. 3 porții, îl corectă pestrițul.
Vreau 3 porții de înghețată, repetă Habarnam. Nu apăru însă nici măcar o porție de înghețată, oricât de mult repetă el cuvintele vrăjite. Ascultă, Habarnam, te pomenești că ai luat o altă baghetă, spuse pestrițul. Cum alta? Se miră Habarnam. Păi aia era magică, asta numai magică nu-i. Unde crezi că e cea magică? A rămas în lada de gunoi. Ah, ură cască ce sunt, strigă Habarnam, luându-se cu mâinile de cap, înapoi la grădina zoologică. Haideți repede! Nu trecură decât câteva minute și aventurierii noștri pășeau din nou pe aleile grădinii. Cum se văzu în fața lăzii de gunoi, Habarnam se repezi ca un tigru, o răsturnă cu susul în jos și deșertă tot gunoiul pe pământ. Porniră toți 3 să scormonească, dar nu găsiră nicio altă baghetă. Vezi, îi spuse Habarnam lui pestrițul, nici urmă de baghetă, înseamnă că asta e cea fermecată. Părăsi mormanul de gunoi, se așeză pe o bancă și mormăi ceva pentru sine. Ia dă să încerc și eu, îl rugă pestrițul, așezându-se lângă el. Luă bagheta, o scutură și spuse, vreau o felie de pâine cu unt și dulceață, vreau înghețată, vreau tăiței cu unt, întinde-te masă. Ei, drăcie! Cum nu-i se împlini niciuna dintre dorințe, pestrițul înapoi lui Habarnam bagheta zicându-i, pe semne că te-a păcălit vrăjitorul, ți-a dat o baghetă care nu face 2 parale. Toată vrăjitoria din ea s-a dus pe apa sâmbetei. Așa o fi, bombăni supărat Habarnam, tare aș vrea să-l întâlnesc pe vrăjitor, i-aș arăta eu lui. Auzi la el să-i tragă pe sfoară pe plichindei să le dea baghete magice de proastă calitate. Pe Habarnam îl cuprinse tristețea. În schimb, pestrițul nu se lăsă prada amărăciunii. Poate că asta se întâmplă nu datorită lui, ci mai degrabă din pricina soarelui, care tocmai atunci se ridică sus de tot și încălzi banca pe care stăteau toți 3. Încălzit de soare, pestrițul simți că nu e așa de rău să trăiești pe lumea asta, cu un zâmbet lăbărțat ce-i umflă obrajii, îi spuse lui Habarnam. Nu te necăjei, Habarnam, încă nu-i totul pierdut. La urma urmelor, putem mânca și la cantină. Nu, să știi că e totuși nedrept, pestrițule. Să-mi spui tu mie la ce mi-a folosit că am făcut fapte bune. 3 am făcut și bagă de seamă, toate la rând, fără niciun fel de interes. Cum vorbeau ei așa, departe pe alee se ivi un trecător. Purta o mantie de culoare albastru închis, presărată cu steluțe aurii, strălucind în soare și cu semilune de argint. În picioare avea niște încălțări roșii, cu vârfurile lungi, ridicate mult în sus. Pășea foarte repede, fără să facă zgomot. Nimeni nu băgă de seamă când se apropie de bancă și se așeză lângă Habarnam. Stătu o vreme fără să scoată vreun cuvânt, sprijinindu-se în toiag și privindu-l pieziș pe Habarnam, care continua să discute cu pestrițul. La un moment dat, Habarnam simți că mai stă cineva lângă el. Întoarse capul încet și văzu un moșneag mic de statură, cu mustăți lungi, cărunte și cu barba albă ca a lui Moș Crăciun. Lui Habarnam îi se păru că îl cunoaște de undeva. Privi în jos și văzu că are în picioare încălțări roșii cu catarame aurii în formă de semilună și cu vârfurile lungi ridicate în sus. Ah, este chiar vrăjitorul, chiar el! Îl recunoscu imediat Habarnam și chipul îi se lumină de bucurie. Bună ziua! Bună să-ți fie inima, drăguțule, îi zâmbi vrăjitorul. Uite că iar ne-am întâlnit. Ia spune-mi, de ce voiai să mă vezi? Am spus eu asta? Sigur, chiar așa ai spus. Tare aș vrea să-l întâlnesc pe vrăjitorul ăsta. I-aș arăta eu lui. Ce ai vrut să-mi arăți? Lui Habarnam îi veni să intre în pământ de rușine. Își lăsă capul în jos, neîndrăsnind să se uite în ochii vrăjitorului. Am vrut să-ți arăt bagheta magică, bâigui el în cele din urmă. S-a stricat. Nu știu din ce pricină. Nu mai vrea să îndeplinească nicio dorință. Aha, va să zic că despre asta e vorba, exclamă vrăjitorul și luă bagheta din mâna lui Habarnam. Da, da, văd că s-a stricat. S-a stricat de tot, prietene, pentru totdeauna. Așa deci, doar ți-am spus că își pierde puterea de îndată ce faci 3 fapte rele.
Când mi-ai spus? Îl întrebă mirat, habar n-am. A, da, așa-i, mi-ai spus. Am uitat de tot. Chiar am făcut 3 fapte rele? Nu 3, ci 33, spuse supărată țintișoara. Nu-mi vine în minte niciuna, răspunse habar n-am. Ți le amintesc eu, spuse vrăjitorul. Le-ai prefăcut pe foiță în măgar, așa-i? E o faptă bună? Ce crezi? Eram enervat la culme, protestă habar n-am. Enervat, neenervat, n-are importanță. Trebuie să faci întotdeauna fapte bune. Pe urmă ai prefăcut 3 măgari în prichindei. De unde era să știu ce are să iasă din asta? Dacă nu știai, nu trebuia să faci. Trebuie să faci totul cu chipzuință. Ai provocat multe necazuri din cauza nechipzuinței tale. În al treilea rând, ai întărătat maimuța. Asta e tot o faptă rea. Adevărat, recunoscu habar n-am cu amărăciune, așa pățesc întotdeauna. E de ajuns să calc odată greșit că pe urmă totul îmi merge anapoda. Lui habar n-am îi veni să plângă de necaz. Nu plânge habar n-am. Se trăiește foarte bine și fără bagheta magică. Ce nevoie avem de ea? Fără soare n-am putea trăi, spuse pestrițul. Ah, dragul meu, ce frumoase cuvinte ai rostit, râse din toată inima vrăjitorul și îl mângâie pe cap. Ai dreptate. Tare e bun soarele nostru, ne luminează și ne încălzește pe toți deopotrivă și pe cel care are și pe cel care n-are și pe cel care are bagheta magică și pe cel care nu are. Fără soare n-ar fi nici flori, nici copaci, nici cer albastru, nici iarbă verde, nici noi n-am fi. El ne hrănește, ne dă să bem, ne încălzește, către soare ne îndreaptă fiecare firicel de iarbă, se îndreaptă fiecare firicel de iarbă, el dă viață oricui. De ce să fim triști câtă vreme soarele luminează, nu-i așa? Sigur că da, rostiră într-un glas țintișoara și pestrițul. Așa e, zise și habar n-am.